Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit la un episod de Minecraft Survival Games, dar înainte de a începe acest clip, aș aprecia foarte, foarte mult dacă ți-ai apăsat butonul de like, bineînțeles dacă mă susțineți și doriți să postez cât mai multe clipuri. Sunt pe serverul mc.gamester.org și îmi place că mă tot blochez și e super, super nasol. Să vedem unde e chestul ăsta de aici, o nice sabie pe care nu o să o arăt momentan. Să vedem dacă vine cineva în spatele meu, aparent vine și are iteme bune, sper să nu fi găsit sabie tipul că ăsta parcă vezi că vine și îmi dă target. Ok, hai să vedem, la ok, pantaloni, uite, pune pantaloni ceva mai buni, să vedem puțin, nu vine tipul, probabil că își ia ruta, habar n-am ce face și eu o să mă duc să-mi iau ruta rapid, a mea e mai, nu știu dacă e foarte, foarte ok ruta asta, dar eu sunt mulțumit până în momentul de față de ea, uite o sabie, uite, pune asta, chit că sunt la fel, dar se mai întâmplă. Bun, hai să mergem rapid aici la șina de train, sau ce pe aici prin zona asta, nu știu exact denumirea, o cască. Hai să punem casca rapid. Mamă, încă un chestplay te mai trebuie și totul o să fie super, super frumos. Am încercat odată să filmez, am și câștigat, dar webcam-ul, bineînțeles, nu s-a activat. Mamă, mamă, trece, amice, încoace. Ololololo. Le dă cu arcul, fratele meu. Ok, avem nevoie și de săgețile tale. Se mai întâmplă, fratele meu. Cred că a luat ruta tipul de aici, nu? Bănuie sau, ia să vedem. Da, a luat, am văzut cum a luat-o. Pe toată a luat-o, nu știu ce căută el pe aici sau prin zona asta, sincer. Dacă nu o să găsim ce split, o să fie din ce în ce mai complicat pentru noi. E bine că avem un gheppel. Ok, uite, sabie de, o să ne putem face în curând sabie de iron. Dacă o să găsesc un boss, bineînțeles. Să vedem dacă e troll aici. Bă, frate, dar de ce de fiecare dată trebuie să fie troll aici? Că vreau să iau și eu chestul, sau voiam să iau și eu chestul ăla, fratele meu. Dar aparent nu se poate. Și ok. Ok, și mergem aici așa frumos, mamă, buți. Cred că am buți, ok, deci încă un chest play de iron și eu să fiu full, super tare, frate. Sunt destul de mulțumit, dar totuși se putea și mai bine. Așa. Mai sunt 6 jucători rămași până în momentul de față. Nu am dat de nimeni, nu am reușit să mă bag cu nimeni, mai bine spus. Hai să vedem dacă acest tier 2 a fost luat. Să vedem puțin, ușile sunt deschise. Sunt deschise, deci cred că s-ar putea să fi fost cineva pe aici. Sau de obicei sunt deschise, nu mai știu sincer. Da, nice, și-am găsit și un DMD. Iată că nu a venit degeaba prin zona asta. Practic aproape full iron sunt. O să mă duc rapid să fac o sabie de diamond, fraților. Să apăs puțin E. Mă duc rapid să fac o sabie de diamond. Mamă, și băieții sunt foarte bazați. O să fie destul de complicat, ești nebun. Ok, 1. Tim. Team. Nu vrea să facem team tip aparent, dar îl batem. Ok. Ololololol. Stai să vedem ce face, că îi dă și boost din spate. Eu trebuie să mă retrag. Mamă, și picat, slow. Ok, și acum s-ar putea să mă duc la cleanup. A bătut ăla. Și Twisterul câștigă prin cleanup. Easy, Leanu, nice. Realizăm o nouă victorie, aparent, fraților, aici, ceea ce sper, sper tare. Chiar sper să mă descurc, sincer să fiu. Acum va rămâne de văzut. Nu cred că o să mă duc primind, sau hai că s-ar merita totuși să încerc puțin Midu, că poate găsesc o sabie, deși ar fi indicat să mă duc pe ruta mea. Da, încercăm și Midu, nu-i problemă, să ne grăbim puțin pe aici. Hai să vedem. Am înțeles, e clară situația. Hai că am prins sabie. Tipul ăla e foarte bazat. Aici o să-l bat pe tipul ăsta, pentru că l-am pins aici la copaci. Ok, l-am bătut. Trece aici, codatule. Nice. Easy. 3 kill-uri. Te-am prins. Ok. Trece aici în pumnii mei. Poftim. Bun, hai să vedem. Băieții văd că deja dorm. Nu. Nu o să arăt sabia. O să vreau să văd ce fac băieții. Ok, o să prind pe ăsta la colț. Ok, l-am prins pe ăsta la colț. Îl vreau și pe Steve. Trece aici, amice, că am nevoie de pantalonii. Bă, fratele meu, de ce lag?
Ce? A, am înțeles. Ia uite la el codat. Suntem 7 jucători, e bine, o să fie relax, să zicem așa. Uite așa am găsit tot, mamă, mamă, trebuie să mă grăbesc, pentru că n-am nevoie de sabie. Aolo, nu! Deci aici, în pumnii mei de copile, ololol. Păi, ololol, l-am bătut naked. E și vădărut pe mine, fraților. Lol, parcă vezi că mă banează ăștia. Trece aici, Barosane, că ne jucăm aici. Mamă, ce am făcut ăstuia aici, nebun la cap. Ar fi singura soluție aici. Dacă o să ajung. Un băț îmi trebuia și mie să fac o sabie de aer. Dar o să fac buț, o să fac buț, super tare. Super tare, mă duc acum, o să mă duc și o să fac buț. Văd că și băieții sunt destul de bazați. Bac, pac, pac. Stai să vedem cum e ălalt. Facem timp cu el. Doro, 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 doi. Salut. Pa, pa. Nu moare, are antic nobec. Spate. Ți-o dă, ți-o dă. Băi, băiatule, ce-i cu serverul ăsta? Băi, băiatule. Și l-am bătut. Ce meci! Ce meci de zile mari, foarte tare victoria asta. Cam asta a fost episodul, vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat la el. Eu am fost Andrei și noi ne vom auzi data viitoare. Ciao!